Salutare prieteni și iubitori de păstriți. Facem o prezentare la femelța de la Oradea, ultima achiziție făcută de la domnul Emil. O super femelă cu un desen de expoziție, o pot numi, pentru că punctele sunt la locul lor și chiar arată un exemplar de calitate. Uitați și pe partea cealaltă. Ușor, ușor se îngroașă, pentru că se mai recurește timpul ușor, ușor și încep și să mănânce mai bine. Eu zic că va fi un exemplar bun și un plus în crescătoria mea, în adăpostul meu de fluturi. Poziție bună, picior gros, o frunză care își confirmă valoarea prin părinții care i-are. O frunză bună, sper să fie mamă bună, să o pot duce la maturitate și să scoatem puiuți buni. Pentru că prin trei exemplare care le-am de la domnul Emil, două femeluțe și un mascul, sper să îmbunătățesc foarte mult pe linia fluturilor calitatea și să aduc un plus mare în adăpostul meu pe linia fluturilor. O ureche groasă, mare, frumoasă. Așteptăm să transmit asta și la puiuți, pentru că nu văd de ce să nu transmită, mai ales că am și eu masculul decedent în tomiță și plus că am masculul de la tot de la domnul Emil, care pot foarte frumos să-i dau împreună, pentru că nu sunt rude și nu au nicio treabă. Femeie masivă, vede că e cilindrică, musculatură pe omoplați, crupă destul de ok, un corp cilindric. Așteptăm noutăți luna viitoare, să vedem dacă cele două femele au prins monta. Cam atât, prieteni. Vă doresc să aveți un weekend frumos și sper să fac o vizită cât de curând la cineva. Rămâne surpriză. Vă salut!